Pe data de 3 noiembrie 2022, CNAIR, ca autoritatea de resort, a trimis către SICAP documentația pe baza căreia se va încredința în urma licitației publice realizarea studiului de prevezabilitate pentru drumul expres A1-Tigven-Râmnicu-Vâlcea-Drăgășani-Găneasa de X12. Realizarea studiului de prefezabilitate, inclusiv procedura de atribuire, se va întinde pe o perioadă de 8 luni din care 7 luni pentru întocmirea propriu-zisă a studiului. După validarea proiectului de prefezabilitate, CNIR va încredința SICAP documentația pentru atribuire prin licitație publică a proiectului de fezabilitate. Demararea acestui proiect vine la doar câteva zile după ce la insistențele președintelui PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican, premierul Nicolae Ciucă, președinte al PNL, aflat în vizită de lucru la Craiova, a dat asigurări că în cel mai scurt timp va începe realizarea proiectului drumului expres Tigveni Râmnicu Vâlcea Drăgășean Găneasa. Constatăm astăzi, a declarat președintele Cristian Buican, că perseverența reprezentanților liberale ai județului a dat roade și asigurăm pe cetățenii județului, nu numai că vom urmări realizarea acestui proiect, ci vom lucra în continuare cu determinare în folosul comunității noastre, a încheiat parlamentarul liberal.